Murele torfri încep să se mărească. Este un soi viguros. Boaba încă nu este coaptă și uitați cât de mari sunt. Însă ce vreau să spun, mulți m-au întrebat cum, da, ele au început să se coacă. Deci acest soi de torfri este foarte dulce și aromat. Oamenii asta caută în prezent la aceste lamure, să fie cât mai dulci, pentru că sunt multe soiuri acre și nu ne place să mâncăm mereu acru. După cum se vede, sunt plini de acești gândaci, nu am mai văzut până acum, dar sunt pline, sper să nu afecteze, da? Și aici se văd. Și pe mână, da? Însă ce vreau să spun, mai am și alte soiuri de mur, câteva, și au fost afectate de niște pete albe pe fructe. Deci pe aceste bobițe, câteva din ele sunt albe. Da? Mai puțin la aici, în această zonă, la murile torfri. Deci se prezintă bine. Până în prezent, se prezintă bine. Bine, acest soi, cum am spus, boabele sunt mari și rare, dar sunt dulci, asta este important. Mie îmi plac foarte mult. Și în comentarii am fost întrebat când băgăm la mulțit murele. Păi în cazul acestui soi torfri, lăsăm fructele să se coacă. Imediat după ce adunăm fructele, deci acum este luna iulie. Cât poate să țină? O lună coacerea lor, da? Când se termină de copt, imediat luăm lăstarii de jos, care ajung până jos, și îi băgăm în pământ. Deci nu trebuie să așteptăm să vină luna, neapărat luna octombrie sau noiembrie. Nu. Mai ales acum, dacă dorim să le băgăm la mulțit, pentru că au fost multi ploi, așa, și pământul este umed și reavă, putem să băgăm lăstarii în pământ. Și o să arăt într-un video scurt, chiar acum, care e procedura și cum putem să facem. Bine, deși am mai arătat acest lucru, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru a vedea mai multe despre muri și ce putem să facem. De exemplu, la acest soi de mur, Caraca Black, este un soi cu țepi și e semi-târător sau târător, deci e greu de gestionat. Dacă vrem să avem așa ceva, fructele sunt foarte lungi și foarte mari. Și acum el a fructificat, deci putem să-l băgăm la mulțit. Așa cum am spus, a plouat, nu mai e nevoie să așteptăm până în luna octombrie ca să le băgăm la mulțit. Putem să le băgăm de acum. Și a încetat fructificarea, da? Și o să arăt. Deci el acum are noi lăstari de rod care vor produce la anul, însă sunt lungi și nu mă încurcă cu nimic ca să bag vârfurile la mulțit, pentru că la primăvară, în aprilie, cel târziu până luna mai, eu pot să scot noi lăstari, să-i verific dacă au făcut rădăcini și tai și el va fructifica în continuare, nu ne deranjează cu nimic. Și uitați cum fac eu, da? Rupem aceste frunze, pentru că ele suc seva. Da, deci nu vom lăsa frunze
aici în vârf mai ales. E bine, lăstarii sunt foarte fragili, trebuie să fim foarte atenți cu ei. Da, a rămas bățul gol, însă vedeți că are acolo niște mugurași. Deci nu trebuie rupt cu totul, trebuie rupt doar frunza puțin mai de sus. Da, la fel vom face și aici. Vom rupe, nu știu dacă se vede, da? Vedeți? Imediat sub frunza are niște mustăți, niște firicele, le vom lăsa pe acelea, vom rupe puțin mai de sus frunza, de aici. Aici vom face la fel. Deci rupem frunzulițele, da? Pentru că ele consumă din energie și planta simte dacă frunzele sunt rupte sau nu. Le vom apleca în pământ, nu adânc, așa de o palmă. Bine, mi-e greu să arat cu o mână și să țin și aparatul, însă nu contează asta. Vom pune pământ peste ele, da? La adâncimea asta, și le vom îngropa. Deci așa să mulțesc murii. Este o metodă simplă și nu ne va costa ca să cumpărăm alte plante. Bine, sper să nu se supere nimeni că spun asta, însă ne va scuti de cheltuieli dacă vrem să păstrăm soiul de plantă, un soi anume pe care le avem noi sau de care dispunem în grădină. Și vom vedea că rezultatele nu vor întârziasă și apară. Bine, cu acestea închei acest video și nu uitați să vă abonați la acest canal. Vă doresc o zi bună, la revedere!